Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Da, înaintează către ideal, ridică-ți ochii și urcă. Efortul fără succes nu lasă nicio rușine. Cerul pe care nu-l atingi nu oferă nimic decât ce este pur. Caută limpezim de aur noaptea printre ramuri. Prin visul tău, ziua caută culmile senine, soarele și imensul azur, spunea poetul Gustav Zidler. Temerile pe care le încearcă omul sunt multiple, de la cele mai stupide până la cele mai complexe. Temerile lovesc necruțător în viața fiecăruia dintre noi. Una dintre acestea o putem numi frica de eșec. Adică să fii atât de intimidat de eventualitatea eșecului, încât să nu mai întreprinzi nimic. În plan spiritual, diavolul, în șiretenia lui, speculează acest tip de teamă mai mult decât am crede la prima vedere. Ori tocmai aici ar trebui să acționeze îndrăzneala noastră în Hristos. Prea adesea legăm acest curaj de proclamarea Evangheliei și uităm că, de fapt, el trebuie să se manifeste în viața noastră personală de credință, în fiecare zi. Să căutăm limpezim de aur noaptea printre ramuri, vorba poetului, și să nu abdicăm de la scopul ce ni l-am propus.